Parfumate, dulci și suculente, perele au numeroase beneficii asupra sănătății, motiv pentru care nu ar trebui să le evităm în această toamnă. Perele sunt o sursă excelentă de fibre solubile și insolubile. O pară de mărime medie conține circa 20% din doza zilnică recomandată de fibre. Ambele tipuri de fibre sunt importante pentru sănătatea digestivă. Fibrele insolubile contribuie la prevenirea constipației, iar fibrele solubile au capacitatea de a scădea colesterolul rău. Mai mult, un studiu la care au participat peste 200.000 de persoane a arătat că și perele și merele implică un risc cu 18% mai mic de diabet de tip 2. Consumul unei singure porții de mere sau pere pe săptămână a fost asociat cu un risc cu 3% mai mic de diabet de tip 2. Coaja perelor este o sursă excelentă de substanțe antioxidante și antiinflamatoare. Acești fitonutrienți ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la prevenirea stresului oxidativ, care provoacă inflamații și care este asociat cu cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, Alzheimer, Parkinson și anumite boli oculare. Un studiu efectuat în anul 2019 care a analizat efectele consumului zilnic de pere asupra unor marcări ai sănătății cardiometabolice a constatat îmbunătățiri la cei care au consumat două pere pe zi, față de un grup de control care a consumat o băutură cu aceeași valoare calorică. După 12 săptămâni, participanții care au consumat două pere pe zi au prezentat îmbunătățiri ale tensiunii arteriale sistolice și chiar au pierdut câțiva centimetri în talie. Astfel, perele pot juca un rol în gestionarea sindromului metabolic și în reducerea riscului de boli cronice, în special la adulții de vârstă mijlocie și înaintată, relatează Antena 3.ro.